Antonina Arad, unul dintre condamnații din dosarul colectiv, a fost găsită în Republica Moldova. Ea a fost dată în urmărire internațională încă de ieri, după ce nu s-a prezentat la penitenciar. Pompierul trebuie să-și ispășească pedeapsa de 8 ani și 6 luni de închisoare. Victimele incendiului de la colectiv sunt nemulțumite de sentințele magistraților. Autoritățile din România, în colaborare cu cele de peste Prut, lucrează la actele de extradare ale Antoninei Radu. Femeia a fost prinsă în Republica Moldova. Alături de celălalt pompier care a liberat avizele ISU de securitate la incendiu, trebuie să-i spășească 8 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Foarte puțin spun supraviețuitorii și rudele victimelor tragediei de la colectiv. Fostul primar al sectorului 5 se consideră nevinovat. Într-o postare pe Facebook, acesta susține că a fost chinuit și tăvălit ca un câine 6 ani și jumătate. Și în fiecare zi s-a picurat amar și boală în trup și familie. Fiul său este de aceeași părere. Tată, eu știu că ești nevinovat. Pentru mine ești un erou. Voi purta cu mândrie numele tău până te vei întoarce acasă, a scris Vlad Popescu Piedone pe Facebook. Cristian Popescu Piedone, astăzi, cu 4 ani, condamnare cu executare, vă spun încă o dată, domnilor, aș fi lăsat capul în jos. Nu, îl țin și mai sus. Mie mi se par pedepsele mici, pentru că pentru 65 de oameni care au murit până la final, 10 ani pedeapsa cea mai mare mi se pare mică. Între timp, la cârma sectorului 5 al capitalei se va afla până la următoarele alegeri Mircea Nicolaidis. Noul edil se află la limita subzistenței prin prisma veniturilor declarate. 650 de lei ar fi încasat acesta în fiecare lună anului trecut. În ceea ce privește terenurile și proprietățile, situația se schimbă radical. Reprezentantul PPUSL deține mai bine de 4 hectare de pădure și un teren de peste 600 de metri pătrați, ambele în județul Ilfov. Soția viceprimarului apare în declarație cu venituri mult mai mari, peste 57.000 de lei încasați anual. Cel mai probabil provin dintr-un imobil pe care l-a închiriat unei firme. Despre studii și formare profesională nu se cunosc prea multe informații. Mircea Horațiu Nicolaidis, ferindu-se să facă public vreun CV. Este caniculă în toată țara. Temperaturile ajung chiar și la 3.